Turismul autohton a urmat evoluția generală a economiei și a înregistrat în 2017 cel mai bun an de după 1990. Conform estimărilor, numărul total al turiștilor care au ales destinații din România a depășit 12 milioane, dintre care aproximativ 2,6 milioane au fost străini. Cei mai mulți au fost din Europa, Asia și America de Nord, conform datelor Institutului Național de Statistică. Avansul ar putea fi și mai mare dacă promovarea obiectivelor naturale, tradițiilor, evenimentelor culturale de anvergură se va face țintit în funcție de tipologia turiștilor, astfel încât informația să ajungă la cei care își doresc să petreacă un sejur în România. Nu este vorba doar despre formarea unei imagini care să atragă, ci și despre crearea de locuri de muncă și scoaterea din anonimat a unor zone extraordinar de frumoase. În ultima perioadă, incertitudinile legate de securitate la nivel mondial, cât și evoluția produsului turistic românesc, s-au transformat în oportunități. Fie că vorbim despre turism rural, ecologic, cultural, balnear, fiecare zonă în parte este specială și așteaptă să fie descoperită. Jurnaliștii de turism susțin promovarea industriei ospitalității. Ca în fiecare an, în preajma zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu, eforturile, dăruirea și talentul acestora au fost premiate la Gala Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România. Așadar, deschidem un nou sezon al emisiunii cu invitație în vacanță pe meleaguri natale. Bun găsit, stimați telespectatori, la prima ediție din acest an în direct. E o plăcere și o onoare. Practic, nu știu cum e la domniile voastre, dar așa la noi parcă nu mai apucăm să prindem o astfel de zi, așa parcă te împingi așa păcatul să te gândești, mă, da, de ce așa târziu? E, pentru că n-a fost Consiliul de Administrație, încă nu e, dar se va pune zilele astea, pentru că n-au fost bani. Neavând Consiliul, nu poți să intri în buget, chiar dacă de data asta Parlamentul și Guvernul au făcut ce trebuie. E, iată-ne însă și la momentul zero, sperăm să fie de bun augur, dat fiind faptul că începem cu niște prieteni adevărați și cu o temă foarte, foarte dragă tuturor celor care ne urmăresc. Să vă prezentăm invitații, doamna conferențiar universitar dr. Marlena Stoian, președintele fondator al Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural din România. Bine ai venit, Marlena! Bună seara! Domnul Mihai Ogrinji, președintele Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România. Bine ați revenit și dumneavoastră! Bună seara! Și domnul Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bine ați revenit, excelență! Bună seara, mulțumesc de invitație! Și cu mult drag am fost, cum s-a văzut și în imagini, cum s-a auzit și în comentariul lui Răzvan, premiați de către aceste două organizații reprezentate de dumneavoastră. Nu aveam cum să începem altfel, dat fiind faptul că la vremea respectivă nu aveam ediție, dar evenimentul de la Vâlcea și politicos ar fi însemnat, ar fi fost să începem cu Marlena, dar vreau să începem cu ce a fost la Vâlcea, pentru că acolo practic am rămas noi și vom avea și reportajul, dat fiind faptul că din nou împreună, toți trei de aici, ați organizat un lucru de zile mari. A devenit un obicei frumos și tradițional ca să ne întoarcem la Vâlcea, fiindcă edițiile galei AJTR-ului sunt numeroase, dar la Vâlcea am revenit pentru a cincea oară. Este un județ excepțional sub aspectul resurselor turistice pe care le oferă turiștilor români, dar și celor străini în egală măsură și peste tot și peste toate niște oameni cu totul excepționale. Gala din acest an a fost cu numărul 24, iar premiile au venit să recompenseze cu posibilitățile noastre ale asociației eforturile pe care le fac atât ziariștii și în primul rând ziariștii, fiindcă e asociația noastră a celor care se exprimă fie înscris, fie
radio, fie sub aspectul pregătirii cadrelor care vor lucra în turism, este vorba de profesori universitari, de catedre cu profil turistic, dar și editori, artiști, fotografi, toți cei care încearcă să dea o mână de turism, aceste industrii care, din păcate, rămâne totuși destul de trenantă, nu reușește să răzbată dacă facem comparație cu țările vecine și nu mergem, ca să nu mergem mai departe la țările puternice, Franța, Italia, Spania. Și parcă e un, așa, o durere, da, că am meritat mai mult. Noi am discutat pe tema asta aproape de fiecare dată, că a fost pe unul, că a fost pe internațional, da, indiferent unde a fost, pentru că sunteți cei mai avizați din țara românească, pentru că aveți doar 85 de ani în spate de experiență și de vechime. Am discutat despre modul cum să fac informările astea la nivel guvernamental, cum să fac că vine un guvern și spune ministrul de resort, adică al turismului, că spune că e bine, vine alt guvern și zice, stai puțin că nu e bine așa, hai să facem altfel. Dar indiferent cum s-ar întâmpla, consilierii cei mai buni în domeniul ăsta sunteți domniile voastre. În momentele de criză, în momentele de urâte, criză internațională, singurul domeniu din turism care a supraviețuit și care a mers chiar din bine în mai bine a fost ceea ce a înființat Marlena cu mama ei și cu un grup de super specialiști și inimoși. În perioada de criză, doar acolo lucrurile nu s-au împotmărit. În rest, aproape toți la nivel internațional au capotat. Păi când ai jurnaliști de asemenea și scriitori din domeniul ăsta, când ai cei mai buni cu cea mai mare experiență, privații care au făcut din casele lor hoteluri și pensiuni, și când ai și Uniunea Ziariștilor Profesioniști, care a fost lângă activitatea asta cu trup și suflet în permanență, de ce oare nu se mișcă lucrurile din loc? Pot să continui cu două, așa, trei fraze. Așa cum ar trebui, că ele sunt cu mult mai bune decât altă dată. Dar nu unde trebuie. Lucrurile nu pot să meargă. Atâta vreme cât au fost desființate toate birourile de turism, de promovare a României în străinătate, anul trecut se împlinește acum și ca anul, nu există, s-a realizat o ruptură totală între România și ceea ce înseamnă, de fapt, țintele spre care ar trebui să ne concentrăm pentru a aduce turiști în România. S-au desființat, nu s-a pus nimic la loc. Fenomenul ăsta s-a întâmplat într-o perioadă foarte importantă pentru turiștii care își pregătesc vacanțele și așa mai departe. Deci, ăsta e un aspect și mi-amintesc că anul trecut, aproape cam pe vremea asta când era ministru un domn care nu mai este acum în această funcție și tocmai discuta treaba asta și s-a întâmplat ceea ce aproape că era previzibil. Haideți să vorbim și altceva. Vom reveni pe tema asta. Ai spus la un moment dat că ai organizat la nivel de Vâlcea și cu resursele pe care le are asociația. Dar în lume știu că asociații de acest gen sunt foarte sprijinite și de către stat. Voi, în ultima perioadă, nu se mai practică așa ceva? Nu. Din păcate, se întâmplă un alt fenomen. Noi am făcut parte din Consiliul Consultativ al Ministerului Turismului, an și an la rând. Eu, chiar și înainte de 89, prin revista România Pitorească, eram legat de Ministerul Turismului. De 2-3 ani am fost înlăturați, adică ocoliți. A fost ocolit inclusiv, dacă nu mă înșel, și am trecut. Da. Și alți profesioniști din turism, fiindcă nu vreau eu să monopolizez discuția, dar tocmai m-am întors de la un festival al filmului cărții și fotografiei alpine, se ține pe Valea Prahovei, și de mai mulți ani, nu anul ăsta sau anul trecut, ministerul nu există. Ministerul există numai în materie de târguri internaționale, unde de fapt sunt recompensați cei care lucrează în minister ca să-și mai rotunjească niște, mă rog, venituri. Marlena, deci nu existăm pentru... Marlena,
Hai să o luăm invers. Ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am văzut? Că sunt totuși niște luni, iar în domeniul ăsta de activitate, în domeniul turismului, antrecul nu stă nicio secundă. Mai spune-ne și lucruri frumoase ce s-a întâmplat în domeniul ăsta. Oricum și această gală, care spunea Mihai, a fost un lucru extraordinar de frumos. Ne-am întâlnit mai mulți prieteni deja din Turin, din diverse domenii, în afară de ziariști și de la hoteluri și deși hotelieri și de la agenții de turism și de la pensiuni. Este o plăcere și o ocazie de fiecare dată să face schimburi de impresii și faptul că se premiază și agenții economice este un lucru bun pentru că se arată că se întâmplă și multe lucruri bune. Noi la Antrec încercăm să identificăm diverse și să pregătim evenimente, având în vedere că este acest an aniversarea centenarului, primul centenar, și încercăm într-o rețea de localități care au o însemnătate istorică, dar în care sunt și pensiuni, în care sunt și localități turistice, să organizăm diverse evenimente, să atragem atenția asupra lor. Iar în același timp să nu uităm că 2018 este și anul european al patrimoniului cultural. Eu sunt bucuroasă că în acest an, cu cele două semnificații, vom organiza în România o manifestare, un eveniment european pe 24 și 25 aprilie. Întâmplător este și de ziua mea, dar nu eu am ales. Cei de la Eurojit vor veni în România și acest eveniment va avea loc la Snagov, la grădina Vlahia, unde este un mediu rustic și tradițional cu case de 100 și ceva de ani din Maramureș, cu cruci de lemn pictate de la Săpânța. Deci este așa ca o oază de tradiții, cum au sloganul Tihnă, roade, omenie, și aproape de București. Va fi, în afară de reuniune Eurojit, și un simpozion, o conferință cu o temă interesantă, carierele în turism, pentru că este important ca tinerii să știe de ce și aleg o carieră în turism, în afară de pasiune, să știe ce înseamnă și ce rezultate pot să aibă, să fie niște rezultate cât mai bune. Și să nu uităm că recent s-a încheiat târgul de turism al României de la Romexpo, care a fost o ediție mai reușită decât cea din toamnă, dar nu atât de, să spunem, nu chiar așa cum ne-am fi dorit. Poate ediția următoare în octombrie. Da. Te-aș opri doar puțin, sigur, dat fiind faptul că la telefon o avem pe doamna Grapini. Sărut, mâna, doamnă! Bună seara! Ce faceți, doamna ministru? Ce, așteptam telefonul dumneavoastră. Suntem încântați să vă avem din nou în direct, da, lângă, da, noi. Și eu. Și am eu, înțeles că chiar zilele trecute când am... Așa invitat special acolo. Da, mulțumim frumos. Mulțumim. Și toți sunt foști prieteni, colaboratori de-ai domniei voastre, cât a fost ministru în zona aia și din totdeauna, pentru că cei cu minți luminate știu să-și dea mâna. Doamna ministru, zilele trecute când am vorbit, când am luat legătura pe TVR1, da, știam că ați făcut ceva, dar acolo având timp mult mai scurt, mai puțin, mai restrâns, n-am intrat în vorbă. Dar am înțeles că ați semnat un contract foarte important cu chinezii. Ne dați niște detalii? Da. Eu am spus că în săptămâna aceea, adică săptămâna trecută, a avut loc un eveniment, pot să spun, pentru că s-a semnat un acord între Organizația Mondială a Turismului, Parlamentul European și China. Parlamentul European și-a dat seama și Comisia Europeană că totuși turismul nici la nivel european nu a fost tratat, sigur, nici în România, dar vorbim acum la nivel european. Și atunci, printr-o rezoluție a Parlamentului European anul trecut, am declarat anul 2018 anul turismului între Uniunea Europeană și China. Și acest protocol a fost semnat săptămâna trecută, miercuri, chiar de secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului, de președintele Antonio Tajani al Parlamentului European și de reprezentantul Chinei. China a fost cu o delegație foarte mare. China este extrem de interesată de Europa și
nu numai pe turism, și economic. Din păcate, mie mi se pare că Europa parcă are așa o ezitare. Eu trebuie să spun asta, chiar dacă o să supăr pe cineva, în 2013 noi, eu ca ministru al turismului, am semnat cu delegația Chinei la o întâlnire bilaterală în cadrul acelui forum economic cu Europa de Est, un acord în care doream să dezvoltăm relația de turism România-China și se stabilise să se repună cursa București-Beijing, mai multe lucruri în acel protocol, să facem la Ministerul de Externe o procedură de vize încât să se diminueze pe de o parte birocrația, pe de altă parte timpul de așteptare. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru și eu nu cred că este bine. Acum este un semnal. Dacă Uniunea Europeană a semnat acest acord, România nu trebuie să rămână în afară. Deci trebuie să, mai ales că acum avem un minister al turismului. Atunci la mine eu eram coordonarea mea turismului, deci era Autoritatea Națională pentru Turism, dar acum am creat un minister, foarte bine, eu am și spus că e bine să avem un minister al turismului. Însă ce să vă spun, m-am întâlnit la Târgu de Turism la sfârșit de săptămână la Timișoara, a 5-a ediție, și am aflat că linia, calea ferată, de exemplu, care lega Serbia de Timișoara, Timișoara Belga, Timișoara Novi Sad, Vârșeț, era Caransebe-Severin cu trenulețul de Mucănița până la Vârșeț, toate sunt închise. Deci nu putem așa să dezvoltăm turismul dacă nu facem infrastructura. Și e păcat. Mi-aduc aminte, doamna ministru, da, când într-o emisiune la noi pe TVR1, în direct, v-am spus despre Comana, v-am spus despre niște lucruri care erau frumoase și erau aproape de bucureșteni și cu potențial de exploatare, și în 3 săptămâni de zile ați bătut palma cu județul Giurgiu, da, pentru că și ați făcut un acolo, parteneriat între București, Ilfov și dumneavoastră, da, cu o chestie, da, care nu s-a mai făcuse de nu știu ce vreme. Eu am sentimentul, da, că atunci când un astfel de trenuleț, o mocăniță de asta se oprește, se oprește pentru că unii dorm pe ei. Calminter nu se poate altfel. Eu vă spun că ședința de guvern am scos, era doamna Mănescu, ministrul transportului, când eram eu al turismului, și m-am dus cu calea ferată, secvențele de cale ferată care să nu fie scoase din uz, pentru că se punea problema restabilizării căilor ferate. Dar aici este o altă problemă. Se alocă foarte mulți bani de la Uniunea Europeană pe transportul feroviar, pentru că se vrea să trece de la transportul rutier spre transport feroviar din mai multe motive, și mai puține accidente, și mai ecologic, și mai eficient, în sfârșit. Noi nu scriem proiecte. Eu am spus-o astăzi la o delegație de români care a fost astăzi aici. Degeaba, din Iași. Degeaba se plânge, de exemplu, partea Moldovei. Trebuie scrise proiecte pentru a atrage fonduri europene. Da. Ce mai faceți în rest? Pentru... Mâine și pentru... voi mai... Pentru a apăra România de cei care ne mănâncă din diverse locuri, așa, mai ales bolat. Da, și care sunt români și care sunt plătiți și aleși de către români. Sunt încă la Parlament, fac amendamente pe niște rapoarte foarte importante. De exemplu, o să mă opun și chiar am refuzat semnarea astăzi în Parlament la mix energetic și la coeficienții obligatorii, pentru că la pornirea acestei Uniuni Europene, în tratat, se spunea că mixul energetic este de competență națională, pentru că fiecare țară are anumite resurse energetice. Eu nu vreau încă să închidem minele, noi avem încă resursă energetică pe cărbune, putem să retehnologizăm, să diminuăm poluarea, știu că este foarte important mediul, însă nu vreau totuși să se dicteze la ceva la care este de subsidiaritate. Însă aici trebuie bătălia foarte mare să dăm Consiliu. Noi ne luptăm aici, dar în Consiliu, știți cum, ne reprezintă președintele României la noi, spre deosebire de alte state unde este ministrul, la noi reprezentarea la Consiliu este la nivel de președinție. Și aici trebuie să fim foarte fermi și să ne solicităm dreptul nostru ca stat membru cu drepturi depline, știți cum? Vă mulțumesc. Mâine sunt foarte bucuroasă, trebuie să spun asta, că în cinstea centenarului fac în fiecare lună câte o acțiune. Mâine vom face o conferință femei de succes în Europa și am o delegație de 40 de femei de afaceri din România. Să fie cu noroc și să le mai aduceți. Și venim, da, și noi să filmăm când mai vreți. Am rugămintea să nu uitați și de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor din Turism,
că știți cât sunt de sufletiști și ce valori, ce scriitori, ce ziariști sunt acolo, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști la fel și la întreg, pentru că ați fost tot timpul lângă noi și puteți inclusiv la Parlamentul European să faceți niște lucruri pe care alții pe aici nu le fac. Mulțumesc foarte mult, îi salut pe invitații dumneavoastră și chiar o rog pe doamna Stoian și pe domnul Glăvan să mai întâlnită coordonatele ca să pot să trimit invitații atunci când fac eu acțiuni, că acum eu nu pot să vorbesc în numele celorlalți, dar eu cu drag invit. Vă mulțumim mult și vă dorim numai bine. Sănătate. Doamne ajută. Să rămână. Domnul Glăvan, domnule președinte, știu că la nivel al organizației ați avut niște probleme, dar am înțeles că s-au rezolvat juridic și că totul e bine și că munca dumneavoastră și a altor colegi de ani și ani de zile, încurunată de succes, acum e pusă din nou pe tapet și e așa cum trebuie. În domeniul ăsta al turismului, în domeniul ăsta al scrierilor frumoase, vedeți, multe dintre publicațiile care erau fruncea, cum să zice, mai ales prin zona dumneavoastră, au mai dispărut. Dar au rămas astea alte pe format electronic, televiziunile, radio-ul, a fost unul dintre cei mai buni reporteri, redactori de radio din țara asta, a făcut transmisii cât n-au alții fire de păr pe cap. Cum faceți ca lucrurile să meargă și mai bine decât merg la ora asta? Acum, dacă mă iau după părul puțin de la dumneavoastră... La mine nu se pune problema. Că... Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație la emisiune, alături de acești prieteni chiar ai Uniunii. Și vreau să spun, dacă ne referim la apetența noastră pentru turism, avem parteneriatul foarte apropiat cu Asociația Jurnaliștilor și Scriitori din Turism și de vreo 3 ani aproape, cred, suntem destul de apropiați, sau chiar 5 ani de zile. Mulțumesc, Mihai! Suntem apropiați, particip la multe dintre acțiunile lor și invers. Mihai este chiar în bordul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, tocmai pentru că avem acest parteneriat serios cu ei. Iar cu doamna Stoian mă străduiesc de mult să intru într-o legătură mai apropiată, să facem un parteneriat. Am început ceva, însă nu am dus până la capăt, care să fie într-un dublu avantaj. Și al asociației privind promovarea pe care o putem face noi, precum și facilitățile pe care pot avea jurnaliștii la această minunăție de organizație care este turismul acesta. Păi dacă e să luăm ceea ce publică, de exemplu, Antrecu, ceea ce este direct sub mâna și ochii Marlenei, revistele acestea sunt o încântare. Le găsești în toate zonele turistice, iar ce fac ei din punct de vedere economic, adică o mânuță de redactori și fotoreporteri, să ajungă, de exemplu, aici, Butucen Eco Resort, Basarabia. Este un vis. Au făcut ceva de înaltă clasă, iar acolo investitorii basarabeni au venit cu niște lucruri care pur și simplu te înfioară în case de 100-150 de ani, au băgat tehnologie de ultimă oră păstrând toată tradiția. Adică te culci pe un pat țărănesc de 150 de ani vechime sau 200, dacă e mai nou, și pe dedesubt se face foc. Dar pe pereți ai plasme, ai LED-uri, ai ultima tehnologie și dacă cumva vrei să mai schimbi atmosfera, te poți duce tot alături și ai niște piscine sau saune de înaltă clasă, nu le găsești în hambar. În Anglia sau în Franța, unde e asta? Nu, la Republica de Moldova. Da. Alături aici, peste reținut. Da. Morhei vechi, excelent. Unde este zona de patrimoniu UNESCO, unde este o zonă, ia zi tu, Mihai. Da. Noi am fost... Am fost și împreună. Și împreună mergem aproape anual în Republica Moldova. Am bătut Basarabia pe toate drumurile minunate pe care le are și nu mă refer doar la asfalt, mă refer la o țară foarte curată. Mi-amintesc că am mers la Soroca acum 2 ani la cetate și a fost superbă acea călătorie, a fost și președintele Glăvan, a fost da, și mult fost, da. Și Marilena, minunat și
Și, și oameni care... Acum ne dăm și noi mari. Și, am văzut zeci și zeci de țări, da. Iar când am intrat în cetatea Sorocăi, am rămas muți. Da. N-am mai văzut în Europa, să spune că mai există în Italia ceva similar, dar pe care n-am văzut. Dar este un vis. Iar starostele de acolo, cel care... Excepțional. N-am văzut așa ghid, n-am văzut povestitorul, așa... Povestitorul. Da. Un om de excepție. Și oamenii săritori. Am ajuns târziu și, de exemplu, masa care era obligatorie. Fiind târziu, nu se mai potrivea. Păi au sărit oamenii ca să-și onoreze musafirii. Superba, superba. Foarte frumos. Te uitai că te așează din suflet la masă. Da. Nu te așează să-ți dea cu farfuria în cap sau să mai știu eu. Era o plăcere. În același timp, între noi acolo ați organizat voi niște lucruri așa de frumoase cum numai voi știați să faceți. Cu lucruri aduse și de acasă, cu o frumusețe, un vis a fost. Voiam emoție permanent. Da. Da. Voiam să închei. Luna viitoare mergem la Cahul. Deci activitățile pentru acest an ale AJTR-ului se desfășoară sub semnul centenarului. Și vom vizita Basarabia, vom merge la Cernăuți, vom merge la Balcic și la Vidin. Anul trecut am fost în Transcarpatia, am ajuns într-o zonă fabuloasă. Este vorba de Maramureșul istoric. Oameni înstăriți la gând, înstăriți, să zic, gospodărește cu niște case. Sunt dintre cele mai frumoase gospodării din Ucraina, acele case ale românilor, ale maramureșenilor, de dincolo de Tisa. De fapt, întreaga noastră preocupare a JTR-ului și din anii din urmă și mai ales în acest an, este să realizăm aceste legături cu comunitățile din jurul României. Niște români adevărați, la noi se mai diluează uneori sentimentul ăsta românesc și aproape ți-e ușor jenă. Mă refer la unele categorii de oameni care evită să-și arate identitatea, pe când cei din jurul României se luptă să-și păstreze această identitate și nu e o luptă ușoară. Mă bucur că toate trei organizațiile de la această masă, cu pondere, cu greutate și inclusiv economică, dacă mă refer la întreg, niciodată latura asta patriotică, latura asta de sorginte, de glie, n-a fost dată deoparte. Cu ocazia asta, noi am fost și cât eram membru în Consiliul de Administrație, am mai fost în Moldova, și acum când sunt directorul studiourilor centrale, am fost odată, tot acum odată, dar am fost mai mult cu dumneavoastră și am văzut cam cum se lucrează, cam cum ne sprijinim unii pe alții și poate sună urât că ne lăudăm, dar emisiunile noastre, așa ni s-a spus cel puțin, au fost cele mai frumoase și mai patriotice, inclusiv premiul de acum un an al ziariștilor, ni l-ați dat pentru așa ceva. Corect. Și faptul premiul nostru de anul ăsta... Asta vom tot avea reportaj cu ocazia asta. Am o singură întrebare. Da. Pentru că ați amintit că ați fost premiați. Mai trebuie să mai premiem o dată să mai venim la emisiuni? Sau... Nu? Nu, dar noi facem emisiuni tot timpul anului. Da. Și ceva de la sine înțeles, dat fiind faptul că e specificul nostru și alte emisiuni nu fac. Să mulțumesc să... critice, să mulțumesc să arăte lucruri rele și să arăte ce e bun și ce s-a modificat, nu le plac. Nu aduce rating și atunci facem ca la privați, nu mă refer la noi. Și de aici se întâmplă ce se întâmplă. Apropo de rating, fac o singură mențiune că la emisiunea la care am fost invitat, am avut un feedback așa, foarte multă lume disănătate, te-am văzut acolo. Nu că m-a văzut pe mine, că urmărește această emisiune. Da, așa. Deci acest lucru m-a bucurat. Aș vrea să ne oprim puțin și să rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze primul reportaj. Festivitatea decernării premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România a fost organizată în premieră la Râmnicu Vâlcea.
Evenimentul a fost precedat de o conferință dedicată industriei ospitalității în județul în care tezaurul turistic deținut de frumoasa regiune brăzdată de apele Oltului este impresionant. La eveniment au participat specialiști din domeniu și autorități care, prin programele implementate, susțin acest sector. Datorită poziției centrale a județului Vâlcea, sub sprânceana Carpaților Meridionali, așezați între cele mai multe stațiuni balneoclimaterice din țară, Călimănești, Căciulata, Ognele Mari, Ognița, Olănești, Govora și mai apar și altele, fără să mai vorbesc de toate zonele care prezintă un interes enorm pentru cei care doresc să se relaxeze în mijlocul naturii, să schieze la zona schiabilă de la Voineasa, de la Rânca. Iată, mijloace de transport rapide, căile de acces s-au pus la punct și zic eu că întrunim toate condițiile necesare pentru a satisface dorințele, cerințele iubitorilor de turism. Noi beneficiem de o serie de investitori în domeniul turismului balnear care au modernizat bazele de turism. De altfel, două treimi din fondul național pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate îl distribuie pentru medicina recuperatorie ajung în județul nostru. În ceea ce privește turismul monahal, noi avem un număr de 19 mănăstiri, monumente istorice, ctitorii ale unor domnitori celebri din istoria țării noastre, este vorba de Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, și aceste mănăstiri sunt foarte bine întreținute, este vorba de ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu de la Hurezi, a soției sale de la mănăstirea Surupatele, este vorba de cele trei ctitorii ale domnitorului Matei Basarab, ctitoria sa unde își dorme solbul de veci, mănăstirea Arnota, mănăstirea Dintr-un Lem și mănăstirea Govora, unde a fost pentru prima dată tipărită o carte în limba română de către metropolitul Dosoftei. De asemenea, ne bucurăm de prezența pe teritoriul județului nostru a ctitoriei domnitorului Mircea cel Bătrân, mănăstirea Cozia, și mai sunt și alte. Istoria acestor locuri este extrem de bogată și extrem de controversată și cred că turiștii pot găsi informații care să le satisfacă gusturile. În ceea ce privește gastronomia, ne îndreptăm în zona de Oltenii de sub munte, în localitatea Vaideni, unde invităm în luna iulie turiștii să vină la celebra manifestare învârtită a Dorului, unde se servesc specialități din carne de oaie și produse lactate date de oi și sunt niște, vă spun sincer, niște produse extraordinar de bune și invit pe toți cei care apreciază bucătăria românească să vină la această manifestare. De asemenea, în zona de sud a județului, zona viilor din Drăgășani, avem 4 case de vinuri recunoscute și pe plan internațional, care pot oricând să fie vizitate pentru o degustare. Orașul Băile Govora din ce în ce mai bine este cunoscut acum pe plan național și nu numai, pentru că s-a reușit reconectarea, dacă vreți, la ceea ce a însemnat turismul balnear. Avem 4 hoteluri cu baze proprii de tratament, un spa renumit în nu știu câte județe, avem un strand, avem trasee de cură balneară, avem alei, avem un agrement deosebit și trebuie să umblăm la un divertisment, mai ales că s-a reușit preluarea cinematografului și restaurarea lui. Este un lucru foarte, foarte bun pentru că asigură pentru un public numeros o paletă mai largă de spectacole și, de ce nu, un viitor apropiat de filme, că suntem cunoscuți și pe plan internațional. Invitația noastră este ca Băile Govora să fie pe itinerariul tuturor celor care doresc să vadă un oraș care renaște, un oraș liniștit, dar cu un potențial imens și cu o adresabilitate și către operatorii, potențiali operatori de investiții din alte țări, membre UE sau non-UE. Dezvoltarea sustenabilă a acestui sector și problemele întâmpinate de agenții economici care activează în industria ospitalității au fost câteva dintre temele abordate la eveniment. România beneficiază de un cadru extraordinar pentru a se manifesta în spiritul ospitalității. E o tradiție ospitalitatea, dar sunt zone care
au mai puțină aderență la public pentru că nu sunt cunoscute. Asociația noastră încearcă să promoveze aceste regiuni pentru că sunt foarte multe astfel de zone și iată un singur exemplu, în vara anului 2017, 10 membri ai AJTR-ului și-au propus să promoveze zona Mălini. Un spațiu cu o istorie fantastică, cu povești nemaipomenite, cu un relief extraordinar care poate fi locul de petrecere a vacanței sau concediului pentru foarte mulți români. Ar trebui să depunem eforturi mai mari pentru atragerea unor fonduri europene, pentru continuarea programului generos de investiții și modernizarea infrastructurii generale. Consider că turismul se va dezvolta pe măsură ce programele în infrastructură, mă refer aici la autostrăzi, la căi ferate, la aeroporturi, la porturi, vor prinde contur aceste programe, pentru că v-aș da un singur exemplu. Realizarea autostrăzii București-Constanța a condus la o explozie a turismului pe litoral. Sigur că dacă am fi realizat așa cum s-au pus în niște programe politice, autostrada București-Brașov ar fi ridicat mult stacheta turismului în stațiunile de pe Valea Prahovei. Nu este posibil ca în anul 2017 să faci 5 până la 7 ore de la București la Poiana Brașov. Îți pierde cheful de turism. Un efort deosebit, noi cei din turism ar trebui să îl direcționăm spre resursa umană din turism. În timp s-a produs o deprofesionalizare a resursei umane din turism. De ce? Pentru că cei cu calificare superioară au plecat afară, pentru că aici sunt condiții de muncă și mai ales de salarizare mult inferioare celor de afară. Sunt zeci de mii, reține, zeci de mii de tineri calificați care sunt prin Germania, prin Italia, prin Spania și pe unde doriți dumneavoastră. Aș fi fost tentat, stimați telespectatori, să vă întreb dacă nu vă era dor de așa ceva, dar am în mână vreo 5, 6, 7 foi, care înseamnă tot atâtea telefoane de la dumneavoastră și care mă lămuresc cu totul. Ia uitați-vă de la prietena noastră dragă, Rodica Bucur, doamna Bucur din Italia, zice, bun venit, să vă numesc Ghioceii Vestitorii Primăverii, voi veniți cu cele mai frumoase, cu cel mai frumos anotimp. Chiar v-am așteptat, mă bucur. De la doamna Bucur, nu? Mă bucur că ați început așa galopant cu o emisiune cum nu se mai pute mai frumoasă, una turistică. Vreau să vă salut și să vă doresc o primăvară plină de energie, plină de realizări, noul sezon să fie de bun augur, să fie numai cu emisiuni bune, așa cum știți voi să le faceți. Felicitări! Mulțumim mult, doamna Bucur, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, mult noroc și dumneavoastră și familie, și familie din Italia și familie din România și să ne vedem în fiecare seară sau atunci când avem emisiuni cu mult drag. Că și noi vă vedem pe Facebook imediat. Apropo de asta, să nu uitați cu toții că există Facebook, că putem lua legătura instantaneu fără probleme. Domnul Ioan Rus din Australia, am dureri mari de spate, am încercat câteva tratamente, dar de-abia m-am ridicat din pat. Pot să-mi spună invitații dumneavoastră în ce stațiuni balneoclimaterice din România aș putea să merg pentru dureri de spate? Sigur că putem. Din câte știu, la Techirghiol, da. La Mangalia, care are stațiuni și pentru iarnă și pentru vară, da. Și nu sunt probleme. Putem noi să-i recomandăm Gioagiu, care are mai multe hoteluri, dar Germisara este de departe cel mai bun și de cele mai multe stele. Și unde au fost oameni care au venit pierduți pe viață, adică erau de către doctorii din țara lor, Olanda, Belgia, condamnați să stea în cărucior și după 2 luni de zile de tratamente la Germisara au plecat pe picioare. Eu ce vreți publicitate, dar spun și eu, nu uitați Băile Herculane. Am exemple extraordinare din cariera mea de jurnalist. Când m-am întâlnit la Herculane, mi s-a solicitat la un moment dat să intru în direct să spun ceva de acolo. Și m-am aflat pe un culoar de la cabinetul acel de tratament. Zic, încerc ceva aici. Am fost impresionat când spunea oamenii, venim de 40 de ani, de 35 de ani, dacă n-ar fi fost băile termale de acolo, nu mai putea merge. Soțul meu l-am întors cu cerceafă, nu știu ce, nu ca să trag în zona Banatului, dar
Să nu lăsăm la Mangalia, Techerghiolu sau Doru, câtă vreme avem 33% din rezervele europene de apă minerală și apă medicinale, n-ai cum să spui că tragi pe o parte și oriunde te-ai duce sunt lucruri bune. Da. Pentru că avem sărata, Monteoru cu din astea, avem la fel, avem avem multe, multe, ce să spun. Dar pentru mai multă liniște așa, o să îi spunem domnului Rus că vom face o emisiune cu așa ceva. Oh, ce plăcere, domnul Andrei din Israel. Felicitări pentru emisiune, complimente domnului Sorin Burtea, invitațiilor și întregii echipe. Mulțumim mult, domnul Andrei. Și acum zice așa, România trebuie să se promoveze mai bine în Israel. Turismul românesc are șanse mari de creștere, dacă nu sunt, dar să fie mai multe agenții deschise. Exact ce spunea și Mihai Ogrinș. Numai bine. Și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Și sigur că vom încerca să luăm legătura inclusiv cu doamna prim-ministru și să găsim forme să valorificăm acest canal cu foarte mare potențial și să facem tot ce e posibil ca împreună cu organizațiile de resort de specialitate din țară și cu ministerul și cu guvernul să mutăm lucrurile din loc pentru că putem. Domnul Fedi Meir din Israel, prieten drag emisiunii noastre, spune aveți probleme cu transmisia. Îngheață imaginea din minut în minut câteva secunde. Vreau să vă fac și eu o sugestie privind turismul românesc. Eu sunt brăilean, când eram un copil, erau vapoare pe Dunăre care mergeau și în sus și în jos. Nemții fac croaziere pe Dunăre și ajung până în delta. De ce nu fac și românii la fel? Ar fi un program bun și pentru români și pentru străini. Cu opriri în orașe, la Tulcea, de exemplu. Succes în nou sezon, sănătate întregii echipe și mergeți mai departe cu emisiuni, că mergeți bine. Domnul Fredi Meir, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți și să mai ne urmăriți, pentru că ne place tare mult cum scrieți. Merge așa la casa inimii. Ioan Oprea din Australia, prietenul nostru vechi și care stă treaz la această oră ca să ne vadă, și e 4 dimineața, spune așa, tema emisiunii din această seară este foarte interesantă, pentru că turismul, pentru ca turismul să funcționeze într-o țară, sunt necesare 3 lucruri. Promovare, investiții și infrastructură. În ultimii ani, pe partea de investiții, s-au mai făcut progrese, însă cu infrastructura și promovarea, în domeniu stagnăm. În țara noastră avem multe valori. Avem copii supradotați, însă ei se pierd în sistemul de învățământ din România. Ar trebui să se ia măsuri pentru ca aceștia să fie protejați. Ne urează multă sănătate și toate cele bune moderatorului, invitație și echipei emisiunii Investiții în România și la mulți ani tuturor doamnelor și domnițelor cu ocazia zilei de 8 martie. Domnul Oprea, sunteți mare, ca de obicei. Aveți multă dreptate, dar uitați-vă, dacă tot avem un profesor universitar doctor lângă noi la masă, să știți că, de exemplu, în domeniul învățământului, multe, multe s-au schimbat. Și în bine. Că avem încă cântători, așa știți, care zic că aia nu e, că aia nu e. Nepoata mea, de exemplu, a câștigat olimpiada la francez, deși ea e foarte, foarte bună vorbitoare de engleză. Acum, maică sa, care e tot cadru didactic, face reclamație la minister pentru că au pus olimpiadele mai multe în aceea zi. Și sunt copii care nu se pot duce peste tot. Și care nu pot câștiga atâta cât le e valoarea. Deci școala încă merge bine. Dar în rest aveți dreptate. Dar și în școală mai sunt multe de făcut, fără doar și poate. Cum e, Marlena? Nu, așa este. Și studenții, eu îi văd interesați și dornici să, și de partea practică, ascultători. Eu acum chiar le-am spus că nu mai e așa neapărat nevoie să vină la curs ca să văd dorința lor. Și totuși vin, adică nu vin pentru prezență, cum se spune. Deci sunt interesați, sunt muncitori, bineînțeles că sunt oameni și oameni, tineri și tineri, dar în general eu am încredere în această generație. Mă bucur că sunt și ei, nu numai generația noastră, patrioți și cunoscători ai istoriei și dornici să viziteze țara, să viziteze locurile cu semnătate istorică. Și în București mergem la muzee,
Am fost exact când s-a redeschis Muzeul de Artă Populară Minovici, i-am dus și mă bucur că da, uite, vreau că au altceva acest interes. Să văd dacă ai sezizat. Eram copil în 68, când s-a pus problema cu invazia Ceoslovaciei și când, practic, de la Vlădică la Opincă, tot românul ar fi luat arma și ar fi plecat să facă. Simți în copiii ăștia emulația asta? Simți dorul de țară? Da. Simți? Da. Mândria, da. Și exact patriotism, în sensul bun al cuvântului, asta adică nu cuvinte lucru. Mari. Domnul președinte Dorodinu Glăvan și domnul președinte Oglinice, domnilor, prieteni, colegi, spuneți-mi și mie, noi toți, adică și eu peste câteva luni, ajung la pensie. Voi sunteți de puțin mai multă vreme. Spuneți-mi, există în urmă, când vă uitați, oameni care să muște din meseria asta, care să o facă cu dragoste, care să vină să-și pună pasiune, așa cum ați făcut voi când nu mai aveați timp să filmați pe nu știu unde și atunci frecați niște hârtie, ziceți că erați în nu știu unde, tocmai ca să faceți mai multe transmisii și să faceți niște lucruri frumoase și lucruri bune. Adică recurgeați la ce spune literatura de specialitate, că așa se face în toată lumea. Dar făceați cu patimă, cu pasiune, fără să aveți niște scule formidabile. Cum că așa era, că la noi, când am văzut primul uhăr, dacă ți-aduce aminte, exact. Parcă apucasem pe Dumnezeu de un crac, iar la ei le aruncau. Și imediat pe aia care ajungea la un uhăr și tu noi abia. Da. Da. Ce simțiți? Cum simțiți? Să mă alătur doamnei Stoian, să zic că e un semn bun, dar nu sunt chiar atât de optimist. Pentru că avem tineri extraordinar de talentați. Asta ați constatat cu siguranță la catedră. Țin tare mult la potențialul acesta al tinerilor noștri. Am două nepoate excepționale și eu. Una e studentă, una e încă în clasa 12. Cunosc anturajul lor, care m-au surprins foarte mult pentru preocupările lor de a se pregăti în anumite direcții. Și au terminat liceul și au luat fel de fel de drumuri. Am organizat tabere de jurist, de jurnalist pentru tineret la nivel național. Și vreau să spun că au fost unii care au venit în clasa 7-a, 8-a în această tabără, la Poli de Semenic în Reșița, și au venit și cât au fost studenți la medicină. Și după ce au terminat, au vrut să devină ei, să devină instructori în aceste tabere. Deci legați de acest fenomen. Dar mi-a plăcut spiritul lor de a se pregăti. Cred în acest lucru. Dar trebuie să recunoaștem că nu facem suficient. Că a fugă asta după excepțional și numai după lucruri urâte și rele. Nu cumva a mușcat prea mult din jurnalism? A mușcat, dar intervin aici aceste probleme de interes economic, care pot să ți le favorizeze și cei care dețin o putere și atunci ajungi la politicieni și pot să lansez acum o idee că dorim să studiem mai profund cum alte guverne în lumea europeană reușește să sprijine presa regională de landuri sau de departamente, cum e în Franța, să sprijine, ca să scape puțin presiunea aceasta care se pune pe presa regională din partea grupurilor de politicieni, de oameni de afaceri și așa mai departe, dar trebuie să găsești mecanismul echilibrat prin care să asigure acest avantaj. Că altfel rămânem divizați și ajungem ca primarul din Timișoara să arunce asupra Bresle cuvinte foarte grele, care nu pot să fie însușite de breaslă, dar să recunoaștem că avem și oameni care se pretează la lucruri pe care nu ar trebui să le facă. Am înțeles. Mihai? Eu sunt de felul meu mai rezervat, fiindcă asistăm totuși la fenomene absolut îngrijorătoare. În primul rând, suntem țara cu procentul cel mai mare de analfabetism. După aceea. Da, nu zici nimic de faptul că suntem țara cu cei mai mulți olimpici internaționali? Da. Fac cu cele mai mari corect. Câștiguri în simpozioane internaționale, în expoziții de invenție și inovatică. Da. Copiii noștri câștigă tot foarte la nivel european. Foarte dotați. Robotică.
da. IT. Se întâmplă următorul lucru. Cum reușesc să termine o facultate sau să fie racolați de afară, au dispărut. Da, da, sunt și mulți care rămân și, și dispariția în sine tot e un lucru bun. Nu pentru putem. Că oriunde s-ar duce, Mihai, da. Și noi am făcut caravane internaționale, TVR internațional a făcut treaba asta, oriunde s-ar duce e român. Când el a câștigat nu știu ce olimpiadă internațională și de mare anvergură și de departe mai bun decât alții, oriunde l-ai lua, oricât l-ai plăti, orice l-ai pune, spune că e român. Da. De exemplu, Benjamin Netanyahu, în secunda în care o mare delegație vine la el, spune, doctorul meu oficial da. Este român. E cel mai bun doctor da. Din Israel. Adică și e de-o seamă cu tine. E... Nu e un flăcău. Dar cum să spun, numele se transformă în renume și oriunde ar fi, ai sentimentul la început că e un lucru rău. Și este, când rămâi mai chel așa, fără de valori. Dar sunt și alții care sunt buni și care rămân. Foarte este buni. Foarte adevărat ce spui. Problema este alta. E o mare prăpastie între vârfuri și bază. Dacă luăm muntele, vârful unui munte, fără dealuri, fără zonă premontană și așa mai departe, nu poate exista. De aceea este și armonie și toate se leagă între Te ele. Te opresc doar puțin, dar fiind faptul că la telefon avem pe excelența sa domnul Victorov. Bună seara! Bună seara! Am început astăzi prima ediție din acest sezon, din acest an, și puțin mai înainte discutam domnul Victorov despre faptul că îl întrebam pe președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Doru Dinu Glăvan, cum merg tinerii, dacă au în ei simțul ăla românesc, dacă sunt român, dacă o întrebam pe doamna Marlena Stoian, doamna profesor universitar, dacă simte în studenți ceea ce simt eu când vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți posesorul a 86 de ani, dacă greșesc. Sunteți un om care ați făcut niște lucruri de excepție în viață, ați avut parte de tăierea studiilor, de anularea diplomei de inginer, de aviație și de aviator. Dintr-o familie deosebită ați ajuns niște săraci și cu toate astea v-ați luptat, ați ajuns cel mai mare specialist în turbine din țara românească. La un moment dat, cu distința dumneavoastră soție, ați plecat în Canada și ați ajuns să fiți standardul tehnologiei de capsule de medicinare. Ați vândut zeci de fabrici în zeci de colțuri ale lumii. Numai în China, să zicem, ați dat, din câte știu eu, ați vândut 19 fabrici. Ați făcut multe și în România, le-ați dat și pastea și acum sunteți la casa dumneavoastră acolo, dar zi de zi aveți, am înțeles eu așa, din câte știu când am fost ultima oară la noastră, vreo 3-4 televizoare, laptopuri de toate națiile și tot timpul sunteți cuplat la ce se întâmplă în România. Dar cuplajul ăsta îl faceți prin ochii omului care a făcut ceva timp de 86 de ani. Dacă vă întreb și pe dumneavoastră, cum vedeți presa la noi, raportată la presa canadiană? Cum vedeți atitudinea unora raportată la atitudinea presei din Canada? Ce credeți că ar trebui să facem? Pe unde șchiopătăm noi? Mi-am exprimat părerea față de foarte multe persoane pe care mă cunosc și care îi cunosc și am spus că eu nu fac o diferență între presă și televiziune și așa mai departe. Datorită faptului că unii o fac prinsă, alții o fac verbală și așa mai departe. Și mi-am exprimat punctul de vedere privind la toate canalele de televiziune din România, privind la toată această luptă care e rost în România și mai departe, singurul post de televiziune care într-adevăr îl privesc și îl privesc că l-am acum în față prin ecran mare de televizor este România Internațional. Astăzi ați venit cu un subiect extraordinar, turismul în România. Am colindat lumea în lung și în lat. Am fost
de 44 de ori în China, de 20 ceva de ori în Japonia. Am fost în Bienlong, în Vietnam, am mers pe fluviul Mekong, în delta fluviului Mekong, acolo unde au fost mari bătălii. În Bangladesh am mers până la granița cu India, în Australia, pe Swan River, până la vărsarea. Și am văzut multe locuri în lume. N-am avut prilejul ca să mă apuc să vizitez biserici, castele, baruri și așa mai departe. N-am călătorit ca turist. Dar totuși mi s-a oferit această ocazie. În China am fost în Yushi, care este, mă rog, același decor ca în Afganistan. Nu vorbesc Europa, am făcut America în automobil. Dumneavoastră ați ridicat, un subiect foarte important, turismul în România. Turismul în România, care este o industrie care nu are nevoie de materie primă. Turismul din România are nevoie numai de advertising. Și s-a făcut foarte mult. Deci unii neagă și spun că nu s-a făcut nimic, că nu știu ce, dar s-a făcut extraordinar de mult. Mi-aduc aminte că munceam pe șantier și aveam legături cu Reșița, cu Cunetoara, cu Focșa, cu așa mai departe, și ajungeam în câte un oraș și nu aveam unde să dorm. Acum, dacă conduci 20-30 de kilometri, dai de o pensiune, de pildă am văzut o pensiune lângă Piatra Neamț, care restaurantul puteai ca să-l pui în cel mai elegant restaurant din Toronto sau din Montreal sau din Calgary și așa mai departe. S-a făcut foarte mult. S-a făcut foarte, foarte mult. Știți ce se întâmplă, Excelență? Cei care sunt pe aici, faptul că dau nas în nas cu treburile astea toată ziua, au sentimentul că nu sunt, că nu există. Dumneavoastră care ați venit mai rar, de fiecare dată ați văzut cu ochii dumneavoastră critici și analitici și de fiecare dată ați spus lucrul ăsta. Mă încântă extrem de tare că un om de la înălțimea valorii respective, de la faptul că sunteți cineva în orice meridian ați fi, de exemplu, firmele pe care le-ați avut, că ziceați de Japonia, le-au cumpărat cei de la Carlyle, cel mai mare concern al lumii, japonez. Păi ăștia cumpărau 3 fitile, 2 lanțuri, au cumpărat cele mai performante fabrici din domeniul capsulelor medicinale din lume, ale dumneavoastră. Și atunci când un om de talia asta vede așa ceva, și cu o istorie care a trecut, a fost persecutat atâția ani de zile pentru origine, după aia ați fost nevoit să plecați în alte părți, de exemplu, în Grecia, când ați ajuns, când era cu refugiatul, cu soția și copilul, ați rezolvat în 6 zile, 7 zile, o turbină pentru care grecii alocaseră 7 luni de zile de așteptare și de muncă. Dumneavoastră ați ridicat turbina la fața locului și ați reparat-o în 6 zile. E, de astfel de ochi avem nevoie și de astfel de creieri care să analizeze cam ce se întâmplă la noi, pentru că eu personal cred în așa ceva. Ce altceva mai ne ziceți așa să mai ne umpleți inima de bucurie? Domnul Burde, vreau să vă spun, ați menționat că am îndurat în România și așa mai departe. Am avut la lansarea cea de doua carte a mea din Montreal, mi-a spus că oamenii, suferințele oamenilor nu se măsoară. Unul dacă n-a avut ce mânca și n-a stat în plic și așa mai departe, a considerat că suferința lui a fost cea mai mare. Cei care au stat în tranșei la minus 30 de grade și cu niște mântăluțe subțiri și nu aveau mâncare și mai departe, au avut și ei suferința lor. Acum, ca să te-a pus să faci o comparație între una și alta, e o absurditate. Ceea ce vreau să vă spun însă, că tot ceea ce am îndurat în România, tot ce mi s-a întâmplat în România, un singur lucru n-au putut ca să-mi ia. Un singur lucru nu au putut și nu va putea cât mai sunt în pe. Să iubesc necondiționat România.
Asta nu poate ca nimeni. Da. Am auzit că s-a spus că Victorov a venit în România ca să pună fabrici, să facă banjă. E o stupizenie. Absolut o stupizenie. Că în timp ce puneam proiectul în România, eu aveam alte proiecte de multe milioane de dolari. Proiectul din România nu reprezenta, făcând abstracție de toate avantajele care le-am făcut, echipe care le-am lăsat un an de zile pentru punere, pentru operațiunile de începerea producției și așa mai departe. Și toate astea le-am făcut pentru România. Nu vreau ca să mă pun în postura de, eu știu, de mare filantrop. Nu, dar am făcut asta pentru că așa am vrut ca să fac. Așa am vrut ca să fac. Dar au rămas, au rămas, excelență, totuși au rămas câteva sute de specialiști, în jur de 100 și ceva, la fiecare fabrică pe care ați înființat-o, oameni care se duc și dau minte tuturor marilor concerne din lume. Specialiștii ăștia românași pe care dumneavoastră i-ați creat, indiferent că au fost, că n-au fost pe bani, pe răbani, cu dalea, dar sunt opera dumneavoastră. Și aș mai fi vrut, apropo de faptul că nimeni n-a putut să vă ia românismul din dumneavoastră, când v-am cunoscut prima dată, în urmă cu 10 ani, 12 ani, nici nu mai știu cât sunt, la fabrică dumneavoastră aveați 100 de muncitori, dintre care 95 erau români, iar la intrare erau steaguri câteva canadieni, restul numai românești. Am rămas, există o expresie și probabil că cineva mă va sancționa. Am rămas ca proști, eram căzuți în trei litere, știți cum se spune. Când am văzut așa ceva la mii de kilometri, la Windsor, colțul cel mai îndepărtat al Canadei, sau primul mai apropiat de Detroit, de America. Păi asta, cum să vă spun, chiar dacă nu ziceați dumneavoastră nimic, noi am văzut de fiecare dată și de-aia suntem cu dumneavoastră din câteva în câteva emisiuni în legătură, pentru că avem de unde să luăm minte și bun simț. Vă spun, s-a oprit. Alo? Da, s-a întâmplat ceva. Nu mai ne auziți? Vă aud. Vreau să mă auziți pe mine? Da. Ei, îmi pare bine. În orice caz, vreau ca să vă spun că emisiunea de astăzi pe care o faceți în legătură cu turismul în România este o chestiune absolut extraordinară și absolut necesară. Dar nu pot ca să nu mă gândesc când văd la televizor ceea ce văd. Companii din astea de 2 lei care pun pe cursurile de apă din România niște turbine de jumate de megawatt sau un megawatt, care captează râurile. Captează râurile din România, le bag în conducte și le trec în așa zisele lor centrale de 2 lei. Aceste hidrocentrala de pe Argeș, la barajul de la Vidraru. Alo, mă auzit? Da. Da. La barajul de la Vidraru. Râul Capra, râul Doamnei, Valea lui Stan și mai departe, care sunt captări secundare, care trebuie să aducă apa în lacul de acumulare la Vidraru, sunt captate pe conducte și nu mai curg în lacul de acumulare. Da, o să încercăm, domnul Victorov, să facem niște micro-anchete. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ați spus și vă mai așteptăm. O seară bună, numai bine! Sănătate și bine! Și salutări, dragi ascultătorilor dumneavoastră! Vă mulțumim mult, excelență! O seară bună! La revedere! Domnul Florin Trifa din Elveția ne felicită pentru emisiune și zice așa, și noi îi mulțumim, zice, mă bucur foarte mult și să vă revedem în direct. Dacă astăzi nu vă vedeam pe direct, vreau să vă scriu un e-mail să vă întreb ce se întâmplă. Ne plac reportajele și ne bucurăm că TVR are un post deschis în Republica Moldova. Anul acesta al centenarului poate să întâmplă o minune să se repare greșelile trecutului și toți românii să fie în aceleași granițe. Complimente invitațiilor, numai bine. Domnul Trifa, vă mulțumim foarte mult pentru aprecieri și pentru gânduri bune, dar asta cu Moldova sigur nu se întâmplă, pentru că
sunt unii mult mai puternici decât noi, care deocamdată nu cred că vor. Dar sigur noi trebuie să ne luptăm și sigur că trebuie să schimbăm și noi atitudinea, să fim mai aproape, cum spunea domnul președinte Ogrinji, mai aproape de sufletul moldovenilor, pentru că ei gândesc și simt mult mai bine decât noi. Ai noștri dă prea mult bine, au cam început să o fușerească. Greșesc? Deloc. Deloc, este foarte adevărat și se întâmplă o mare nenorocire în munții noștri cu apele, li se schimbă cursurile acelor râuri și ce sunt acolo. De fapt, Casa Izvoarelor înseamnă tăria României. Imaginați-vă că rămânem fără apă, rămânem fără stâni, rămânem fără toată acea activitate care se desfășoară în munți și după aceea se vor pârjoli pur și simplu zonele. Eu cred că nu o să ajunge acolo, pentru că deja au început să se ia măsuri. Sperăm să... Da. Hai să ne oprim puțin și să rugăm din nou pe doamna regizor Apostol să mai difuzeze un reportaj. Asociația jurnaliștilor și scriitorilor de turism din România a onorat talentul, inspirația, eforturile la gala premiilor AJTR pentru performanță în 2017. Laureații au fost profesioniști din industria ospitalității, cele mai bune condee, investitori pentru proiectele deosebite din turism, precum și cei care au susținut prin cele mai reușite imagini frumusețile autohtone. Pentru promovarea consecventă a României turistice peste hotare în emisiunea Investiții în România, difuzată la TVR Internațional, Cristina Lorenz și Sorin Burtea au fost distinși cu premiul de excelență. În contextul peisajului mediatic, nu numai românesc, e nevoie de filtre profesionale care să arate reperele și să spună cam care-i drumul într-un domeniu sau altul, sau în general în societate. Ori această emisiune pe care AJTR-ul o premiază este o emisiune făcută cu profesionalism și întotdeauna a știut să se apropie pe bază de expertiză față de subiectele tratate. Cristian Dumitrescu, director general Grădina Vlahia Snagov, a fost recompensat cu premiul Ca la mama acasă. Construcția a început acum mai bine de 20 de ani, când întors în țară din Canada, am descoperit România, într-adevăr. Eu am plecat din țară la 24 de ani și nu călătorisem suficient înainte de plecarea mea. Întors în țară, după Revoluție imediat, am descoperit România, am descoperit Maramureșul, m-am îndrăgostit de zona rurală a României, de arhitectura maramureșană. Și am construit pentru mine, în mic, o mică fermă la Snagov, lângă București. Această idee a mea a evoluat în decursul anilor și acum 5 ani am decis să fac un complex turistic, un sat în miniatură, care cuprinde 5 case maramureșene, 4 pentru cazare și una care găzduiește un muzeu al satului. Are un paraclis copie a mănăstirii dintr-un lemn de aici, din Vâlcea. Animale de tot felul, păsări, livadă, solarii și o mică fabricuță de procesare a ceea ce producem acolo. Bineînțeles că totul e bio. De asemenea, am construit un restaurant în acest complex, care are o sală de conferințe și o cramă. Pentru eforturile de a face cunoscută România pe toate meridianele, Lucian Boronea a obținut premiul Polul Succesului. Principalele piețe pe care agenția noastră le are sunt din Europa, atât din Franța, cât și din Germania, cât și din Marea Britanie. Însă observăm cu mare plăcere că și destinații mai îndepărtate încep să devină piețe care pot să trimite turiști în România. Mă refer la Statele Unite și la Japonia. Turiștii din Europa, în special cei din țările, nu știu, nordice sau din Germania sau Olanda, caută cu precădere zona Transilvaniei, pentru că există și o apropiere a culturii și doresc să vadă ceea ce în România, în Transilvania, încă s-a păstrat, acest spirit rural săsesc, cum se înseamnă obiective turistice, biserici, obiceiuri.
Turiști din Japonia preferă, de exemplu, foarte mult Maramureșu, preferă foarte mult Bucovina, pentru că vor să fie parte a experienței autentice, vor să lucreze în gospodării, vor să mănânce, vor să guste. Americanii vor să facă o combinație între toate acestea. Lucia Pârvu a fost recompensată cu premiul Iubiți Vinul Românesc pentru activitatea de promovare a licorului Bacchus. Încercăm să apropiem oamenii de vinul nostru, un produs în momentul acesta care poate să fie, în afară de ambasador, este medicament, este aliment, bineînțeles, consumat cu moderație. Ne bucurăm foarte mult că soiurile autohtone au început să-și câștige personalitatea, au crame care au plantat, au replantat cu soiuri românești și bineînțeles că soiul românesc, dincolo de graniță, își pune amprenta și ne duce numele, pentru că suntem o țară viticolă și asta nu trebuie să uităm. Cramele sunt minunate în momentul acesta, vinurile sunt minunate, gastronomia, tradițiile. Noi facem promovarea vinului în ideea de a da cât mai multe informații consumatorului final, dar mergând la dâns și acasă, deci alta este posibilitatea, să cunoașteți efectiv atât soiurile, atât tradiția, atât gastronomia, obiceiurile din zona respectivă și ferice de cei care au și cazare, că se lasă și cu ceea ce înseamnă frumos, o petrecere frumoasă lângă vinul românesc. La ediția din acest an a Galei AJTR, premiul Centenarul Marii Uniri a fost acordat românilor patrioți din Chișinău. Pentru noi sunt foarte importante aceste premii. Unul se duce spre directorul liceului Prometeu din Chișinău, Aurelian Silvestru, un om care a fost, dacă nu mă înșel, în 1970 dat afară de la universitate pentru naționalism românesc. Alt premiu se duce spre Ionel Căpiță, care a scos o superbă carte de publicistică dedicată României întregite, Icoana Ciuruită, prin care el își imaginează toți basarabenii care se închină unei icoane care este România, dar este o icoană ciuruită de către gloanțe străine, de către cei care ne-au despărțit. România niciodată n-a fost oprită la prut. Ca să fie limpede, România pentru noi, să fim foarte sinceri, înseamnă și dincolo de Nistru, nu numai până la Nistru, fiindcă atunci când în 1918 basarabenii în martie au decis să aducă Basarabia acasă la trupul patriei mame, transnistrenii au venit în fața Parlamentului, iar unul care zicea Toma Jalbă a zis: fraților, voi pe noi cui ne lăsați? Nenorocirea ne-a lovit când a rămas dincolo de sârma ghimpată. Și viața noastră a mers cu totul altfel decât cea de aici. Noi am visat și nu mai zic de niște lucruri care foarte puțin le cunosc, că nouă ne era interzis orice carte în limba română să o citești. Și noi trebuia să ne ducem la Moscova, la Leningrad, ca să cumpărăm câte o carte și pe aceea să o ținem ascunsă ca să nu descopere că avem carte românească. Domnul profesor universitar Alecu Riniță, este un spectacol, domn, ce-a pătimit, ce-a prin ce-a trecut și tot român este verde și adevărat. Este ceva de neimaginat. Înțeleg că în aprilie, la Cahul s-ar putea să... Da. La cred Cahul, că am să încerc și eu tot posibilul. Ne-am bucurat foarte mult să vin, dacă se poate, pentru că am mai avut câteva intervenții telefonice în direct de la Chișinău. Este uneori ți-e și rușine când vezi atâta patimă, atâta dăruire. Și pe aici aveți pe unii care s-au uitat așa, când aud Republica Moldova, parcă e altora, nu e a noastră, nu e pământ românesc, nu e suflet și simțire. Dar așa e cu... Nicolae Dabija, Vasile Șoimaru, Alecu Reniță, sunt niște vârfuri ale românismului acolo. Cu capitolul ăsta cum țineți rândurile, domnul președinte? Avem o filială foarte puternică acolo, de 98 de membri. Filiala UZP de la Chișinău și care sunt entuziaști pe toți pe care, mai puțin Șoimaru, Alecu Reniță și
Tabija. Tabija, de fapt, este și membru în Consiliul Director al Uniunii Inițiativilor Profesionale, tocmai ca să realizăm... Dar ei beneficiază și de drepturile pe care le avem noi în România, fiind filială în Moldova? Nu, 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 pentru că aceste drepturi se referă la cei care sunt pensionari în sistemul de stat la noi în România. Am înțeles. Dar dacă se va rezolva ceea ce... Am înțeles verdictul că nu se va întâmpla în acesta nimic și nu se va întâmpla nimic deosebit din ceea ce noi dorim de mult timp, Marea Unire. Dar dacă se va întâmpla la un moment dat, atunci cu siguranță se va petrece acest lucru. Dar pentru că ai ridicat acest subiect, trebuie să spun că sunt câțiva membri ai noștri care au lucrat ani buni în România, în zona Moldovei, la Iași. Chiar acum tratez un dosar din acesta, au o mică pensie în România, dar care va fi îmbunătățită puțin datorită faptului că au și la pensia de stat din România, ei fiind basarabeni, dar cu dublă cetățenie și au lucrat mulți ani la... E mare lucru și, dacă mă întreb pe mine, e punerea lucrurilor în drept, punerea lucrurilor în fapt. Pentru că nu trebuie să fii rudă săracă cu unul și mai, nu știu cum, cu altul. Nu-i mai puțin adevărat că nu facem după cum ne vine pe urechea așa, ci cu legea mână ca să nu avem probleme. Din diasporă avem jurnaliști pensionari care beneficiază și de pensie din România, au și drepturile lor din Canada, din America, din Austria, de pildă, dar mai se bucură și de un ajutor pentru pensia românească, care e puțin mai mică, dar care le prinde foarte bine. E și o vorbă. Nimeni nu zice, Doamne, iam. Zice, Doamne, dăm. Marlena, sunt evenimente foarte, foarte multe care ne sunt pregătite de către Antrec. În perioada următoare, deci acum suntem în postul mare și mai greu, dar, fără doar și poate, vine Paștele. În preajma acestui eveniment, considerat cel mai mare religios, practic, care sunt festivalurile cele mai importante? Care sunt zonele cele mai atractive? Deși vreau să-mi spui că sunt toate și cred că așa și este. Chiar așa și este. Dar asupra cărora ne putem opri puțin, dat fiind faptul că sunt mulți telespectatori care de sărbători vin acasă. Da. Spre ce să îi îndreptăm? Aș vrea să menționez ca evenimente în Duminica Floriilor. Noi sărbăm de mulți ani de zile Ziua Turismului Rural. O să o marcăm și în București la Muzeul Satului și la Grădina Vlahia la Snagov și, bineînțeles, în țară, în mai multe localități. Iar în luna aprilie va avea loc la Șirnea. Șirnea este în comuna fundată, județul Brașov, e primul sat turistic din România, a 50-a ediție, deci jubiliară în sensul propriu al cuvântului, al festivalului de măsurare a laptelui. Deci oile când pleacă la munte se mulg și se măsoare laptele ca să știe când se întorc toamna și sunt răvășite oilor, să știe câtă brânză îi se dă fiecare gazde. Deci această sărbătoare, vă dați seama, 50 de ediții, este un domn profesor Frunteș acolo, care era Radu Frunteș. Da, nemaipomenit. Și la fel și primarul, care este tânăr, domnul Pâtea, dar foarte dinamic, și vrem să marcăm acest eveniment ca fiind cu totul deosebit. Doar puțin aș vrea să vorbim cu doamna Apostol, dacă poate rubrica cea micuță cu liceul teoretic să o difuzăm și când e gata să-mi spuneți. Iar ca zone, în afară de cele cunoscute ca destinații de turism rural, Maramureș, Bucovina, Sibiu, mărginimea Sibiului, care Sibiu, să nu uităm, județul Sibiu în 2019 va fi destinație gastronomică europeană. Vreau să sugerez și partea aceasta de nordul Olteniei, tot s-a discutat și de Vâlcea, dar și Gorj și spre Mehedinți, unde sunt niște mănăstiri extraordinar de frumoase, unele foarte cunoscute, cum este Horezul, mănăstirea dintr-un lemn, Bistrița, altele poate mai puțin cunoscute de toată lumea, cum este Arnota, Tismana la fel. V-aș opri doar un minut și ceva, ca să vedeți din preocupările copiilor, tu ești obișnuită, dar ăștia sunt și mici.
Să rugăm pe domnul Apostol să difuzeze respectivul material, că îmi spune că e gata. Devenit deja tradiție, Târgul de Mărțișor, desfășurat la Liceul Teoretic Național din București, a strâns și în acest an profesori, părinți, bunici și copii. E o ocazie ca părinții să vadă creațiile artistice ale copiilor. Ei le pregătesc cam cu 2-3 săptămâni înainte de 1 martie. Majoritatea se bucură pentru că este o activitate care presupune creativitate și au multă libertate în a își realiza propriile mărțișoare. O atmosferă încărcată de culoare și bucurie în care elevii vând celor prezenți propriile creații. Un eveniment prin care școala de prestigiu din București încearcă să învețe pe copii care este legătura dintre muncă și recompensa financiară la o vârstă destul de mică. Ce faceți voi aici? Oamenii cumpără de la noi mărțișoare ca să câștigăm bani. Cât costă un mărțișor la voi? Costă 5 lei. Îți dau 5 lei să-mi cumpăr și un mărțișor. Uite, pe care mi-l dai? Mulțumesc foarte mult! Îi cumpăra mamei astăzi mărțișor? Da, am unul, doar că nu i-am dat. Ce reprezintă pentru tine mărțișorul? Fericire și bucurie! Liceul Teoretic Național și toți elevii săi vă doresc primăvară frumoasă și sperăm că sărbătoriți și voi mărțișorul. Și nu uitați de asta! Foarte frumos, impresionant. De-aia am și ținut să le vedem, pentru că altele reportaje pe care le avem pot sta și peste o săptămână, două să le difuzăm, dar asta era chiar de sezon. Pentru că mai avem două minuțele, trei minuțele cel mult, aș vrea, Mihai, să ne spui care sunt perspectivele organizației pe care o coordonezi, legat, evident, și de un program pe care, eventual, pe o anumită latură să fie comun, ca să știm și noi din timp. A fost o mare bucurie să colaborăm cu TVR Internațional și sunt bucuros, repet, bucuros, e o stare frumoasă. Și când, noi să știi că suntem onorați, pentru că numai dacă te uiți, acum când s-au dat premiile, da, și te uitai în jur, vedeai cei mai mari ziariști și scriitori, da, din toate domeniile aproape, îi vedeai prezența acolo. Și e mare lucru. Din punctul nostru de vedere... Te arunci într-un club în care nu intră orice. Din punctul nostru de vedere, este emisiunea reprezentativă pentru turismul românesc. Emisiunea pe care o realizez. Mulțumim frumos! M-a încântat copiii. M-au încântat acei copii, da, și e de fapt semnalul pe care trebuie să-l dăm celor maturi. Turism, da, prin turism... Spunem, Mihai, că liceul respectiv este un liceu privat. Liceu în care copiii mai toți sunt de oameni cu bani, pentru că nu pot plăti taxele care sunt mai mari. Dar uitați-vă câtă pasiune, uitați-vă câtă educație, uitați-vă câtă detașare și ce frumos se comportau. Dovadă că nu toți copiii de șef sau de bancata sau de... sunt, cum spun alții. Uitați-vă că dacă de mic îl educi, îl ai cum îl educi. Și ce frumos erau îmbrăcați. Un tip de uniformă, nu identică, dar totuși ceva unitar, frumos. Da. Ideea era următoarea. Turismul trebuie să ofere identitate românească. Și asta făceau acei copii. Acel mărțișor care tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Deci, dacă nu ne vom păstra identitatea, nu vom face un turism fără valoare. Și ca să încheie asociația noastră, AJTR-ul împlinește în acest an, în mai, 60 de ani, 6 decenii de când a fost întemeiată asociația. Avem, mulțumim, cu noroc, cu sănătate. Da, mulțumim foarte, da, mult și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cu trup și suflet, după cum se știe. Da. Așa puțin cât suntem, da, da. Suntem din toți rărunchii. Doru. Dacă vorbim de identitate, atunci noi nu-l vom abandona în niciun chip pe Eminescu, pe frontispiciul activităților noastre, ceea ce deranjează o parte din cei care ar trebui să nu să-l iubească, să respecte pe Eminescu.
ne ocupăm de ceea ce înseamnă centenarul nostru, dar ne ocupăm și de, să mă laud și eu, nu numai Mihai Ogrinș, de cei 99 de ani pe care are Uniunea și anul viitor, la început de an, vom face 100 de ani. Uniunea Ziariștilor Profesioniști va celebra două jubilee, adică de două ori 50, 100 de ani. Și avem probleme importante pe care să le pregătim și să le aducem în față. Să fie cu noroc. 4 jubilee. Jubileu înseamnă 25 de ani. 50. Da, haideți că discutăm altă dată. După ce discutăm, suntem de aceeași părere cu 50. Domnul Andrei Brucanu din Austria ne felicită pentru emisiune și avem mai mulțumi. Și spune așa, ne bucurăm că sunteți pe direct și vă urăm multe emisiuni frumoase de acum încolo. Înainte de a ne întreba ce poate face țara pentru noi, trebuie să gândim ce facem noi pentru țară. Chiar dacă suntem plecați la muncă în străinătate, sufletul nostru a rămas în România. Și ce câștigăm prin străduință, investim în România. Ne construim cu răbdare hărnicia și drumul, identitatea românească și trebuie să fim mândri de oportunitatea noastră, deoarece România este un colț de grădina Edenului din Europa. Ce frumos a scris domnul Brucan, vă mai așteptăm. Austria trebuie să fie mândră care are un astfel de locuitor. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Mă bucur din inimă că ați putut să răspundeți invitații noastre. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, nu cred că, dar cred că vă gândiți cât de bine ne pare că am reluat emisiunile în direct cu dumneavoastră. E casa noastră, e sufletul nostru și vrem să fim în casa la dumneavoastră tot mai des și tot mai mult. Să vă dea Dumnezeu tot ce vă gândiți. Și cum vă spun mereu, rămâneți pe acest canal, că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!